La 10 asta, nu? 2, 1 fără 10. 2, 2 fără 10. Am venit, stimați telespectatori. După cum vedeți, suntem în formație completă. Noi și restul parcului gol. Noi și parcarea goală. Noi și parcarea goală. Aici vara e mai anima. Ia vezi, Victorie, mai n-a înghețat cartonul ăsta, cauciucul, pardon. Acolo e o copcă îngheață unde sare Victor. Dar e, nu e destul de înghețat. După cum vedeți, sare la copcă, practic. Nu, Gogule? Stai că nu văd cât am râs, mă, aici. Cum e? Te-ai dezghețat? Acolo, în pădurea aia, e un parc ăla de cățărare. Gen, cum e Aventura Park pe la Neptun, la Neptun, da, Neptun. Cum e pe la Brașov, whatever. Și aici e un fel de mini grădină zoologică cu intrare gratuită, pe care o să o vedem în câteva secunde. E, aici sunt niște capre la care se face curat acum și sunt cam speriate, cam în partea altă. Astea sunt niște automate care dă niște punguțe de hrănit animalele. Dar ne și place că am venit așa, ca de luni, când nu e aglomerație, nu e lume. Uite, aici putea să facă un patinoar, dar mașinuțe, niște mașinuțe care se... Alea sunt statice în stânga acolo, și aici în dreapta niște carturi. Dar nu acum. Bizonul a înghesat și el în zăpadă. 3 la număr. Hai, tata, vină cu aici. Te-aș învăța să fie hrănit și așa că... Ce va veni? Mamă, dar ce scârbă merge, vă, băiatul. Ce scârbă merge. Hai, bă, că mi-ngheață bateria până azi. Ia, el ține că era venit la apă. N-a venit să mă bagi pe mine. Băi, l-o schimbă zilnic. Un bizon mai mic. Ce sorbare, nu? Mergem mai departe. Fără nu-mi gheață, bă, la pe cameră. Așa să te îmbrăcați destul de grosul, dar mănuși nu ne-a luat. Adică n-am luat. Ia du-te pis să te văd la etichetă. E neagră. Te bă, nu se face neagră, se face galbenă. Galbenă e, nu chiar. Nu, nu, așa, mai cel simplu. Și oile au fătat miei pe care o să-i mâncăm de Paște. Uite-l pe ăla fătat cu negru. Să fie mare. Dar de multe au miei. Frumosii alb cu negru acolo. Și acolo. Că nu mi-e fie albina să-l vezi. Asta neagră cu miei, vei, negru. E unul mic alb cu negru. E închis, așa. Ia uite ăsta, ce frumos e și ăsta, cafeniu. Da, ce culoare. Ce facem, mă, băieți? Aia doi negri, mă, da?
Ăla al cu negru frumos, mă, uite-l, mă. Și ăla, deci care pantalon? Hă? Doar pe o parte are pantalon. Dar putem să mergem mai departe? Încolo? Sau închid? Ce asta e frumos? E botica? Are o culoare deosebită, n-am văzut aici. E de aia British short hair. Dar ăla are blăința mai dreaptă, ăsta-i cred, e merinos din ăla, nu? Ăsta e mai lins, ăla e mai puțin lins. Asta urmează să decarteze. Uite ce fuge ăla cu coada albă, negru cu coada albă, vezi? E burtică, da, are asta. Aia neagră cu capul albă, cu capul negru. Vede? A, albă cu capul negru. E, și acum ne mutăm la alt sortiment de oi. Astea, de-astea mai pătrate. Nu, le vezi că trec de acolo. De-asta mai pătrate. A, păi asta a făcut? Pui și aia cred că încă nu. Asta, auză-te. Aia, nu? Pare că urmează să... Uite, mă, asta are doi negri, mă. Uite, mi-a fost amicul. Ia, mă! Ce zic, Gogule? Care-i treaba? Știi că le-am dat să se mâncare și ne făcuseră numai pământ și noroc. Da, când te lingi. În principal erbivore sunt pe aici, dar nu numai, dar sunt multe erbivore. Lasă să fie miei de Paște, să nu fie miei scurt. Iar mă, e unul negru. Da, 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 am văzut-o că stă lângă mă, stă acolo, stau jos. Dar e mic rău. Am văzut, am văzut. Ăla cred că e cel mai mic. Îmi place. E cel mai... Aici se vede că au tăiat pădurea și au și replantat copăcei ăștia cu sulurile astea verzi, așa cum se zic. De protecție a tulpinii. Sau cu plasă de sârmă metalică. Foarte afectate pădurile pe aici de un gândac. Borkenkäfer, nu știu cum îi zice în română, care ăștia de rășinoase așa îi termină copacii. Uite și ratonul, bașper, cum zice. Nu? Acum. Mai departe niște... Niște capre cu coarne. Dar uite, vezi cum stau în căsuțele lor acolo. Da, dar uite ce blană are asta. Chiar că e frumos. Uite, mă, Victor, nu, ce frumoasă e asta, ce blănută are. Nu este aici. Nu e o uscăciune de frunză. Da. Chiar o mănâncă? Nu o mănâncă, a luat-o de rasele. Ia uite cum mănâncă lama aia sau alpaca ce naiba sunt din brad, din pin, din ciopiu, cum rod din el. Ca și parca au rosul, vezi? Alpacane. Alpacane. Și restul de capre cornute și o oaie între ele. Oare le închid ușile alea seara? La căsute? Nu știu. Păi ce vreau să vă mergi pe așa? Ah, uite-mă și ei. Pămușei și cervișorii ăștia. Cerbișorii ăștia.
Mai frică? Din ăla. Din ăla, bac, din ăla, nu? E micuț, mă. E micuț. Nu știu ce fac ei pe Timizi acum. Te-ai lovit, tata? La ceas? Ca așa vin să le dai din mână de mâncare. Nu e foame. Da, chiar că uite ce-au. Uite ce aia de acolo e frumoasă, tata aia, cu negru și cu maro, vezi, de lângă oaia aia mare. Dar ce au rost la copac aici. Și ce rod în continuare. Dar ce mingheasă mie mâna pe camera asta. Dar mai schimbă cu ce. Uite ce pătrată e oaia aia, mamă, cât aburs are. O vezi, aia care merge încolo. Eu zic pe laterale. Mă, nu mai roadezi, mă, copa, acum. Mă, permenați, mă. Simpaticule, ia vină-mi face. Ia uite cum are ăsta paie în freză și zăpadă în bot. Mănâncă zăpadă, nu? Mă, cum noi, bă, chiar zăpadă mănâncă. Nu ți-a dat gogule apă ăștia? Acă-am trecut, acă-am trecut moda punk, tată. Dar tu nimic, tot pe punk. Zici că are picioare de struț în spate să mori. Cum s-au făcut unghii de-alea. Au și căprioarele? Iezi, miei, ce au căprioarele? Ce au căprioarele, miei? A, așa pare de aici, da. Departe, pe camera nu se vede. Hai să vedem de ce fac. A, uite ce pasăre mișto aici. Uite ce pasăre mișto. Ce pasăre grasă. Le mănâncă mâncarea la. Asta de ce au înțepenit așa pătrăște? Uite ce ai luat, ce ce-a pănâncă? De frig, oare de ce? Asta nici nu sunt oi, astea sunt Nandu, că scrie aici. Le-a crescut lâna de frig, știi? La Nandu. Băi, da, bate un vânticel așa. Vai, mamă. Noroc că am până și buzunarul îmblănit la geaca asta șmecheră. La geacă nici aia nu mi-e frig, dar în jos. Nu te frig la geacă, dar la ceas te frig? Nu, că e sub geacă. Da. Păsările astea de... Da, erau două. Știu că aici era ratonul. Mă, dar ce mișto zboare astea, nici nu se aud. Uite, bă, fii ce se vede. Mie nu știu, nu mi se pare așa de... De la distanță am dat seama. Pare că ar fi unii mai mici. O, cu tata, că era să mă vărs. Am dat un detail zoom-ul. La camera are un display de 2 lei. Nu e ce mișto ce se ia. Acolo e o adunătură de căprioare, deci... Or fi și pui. Dacă nu vin la garduri, înseamnă că nu prea le e foame. Ratonul e la hibernuș acum. Raton păbăț. I s-a făcut coada fiustre. Tom și Jerry. Faci pe aia. Ursul care se spală în germană. Rosion Lotor. Omnivore. Alefre. În cutiile alea, acolo trebuie să fie. Dar
Da, pe frigul ăsta ce să facă, nu mai. Aici erau niște capre de alea cu patru coarne, nu? Niște satane de alea. Calea stau și prin zăpadă pe acolo. A, dar uite păsările astea, vezi? Fii atent câte sunt în copacelul ăsta, sunt 6 sau 5. Nu știu ce, sunt 6. Nu știu ce păsări sunt astea, dar... Împoiate așa, grăsuțe. Scoți niște sunete așa mai dubioase. Asta chiar se vede aici, sper să iasă. Să fie mare, na, că s-a dus. Las că a rămas tot. Chiar la alte, încă pe acolo. Se trăiește și nu prea, nu văd tu m-am dat. Cam multe oi. Au umplut spațiu gol cu oi. Cum zicea ăla din Life Below Zero? O să omori. Ăsta... Dacă îi cer cu complet. Dacă are coarnele pusite complet, poți să-l vânezi. Păi da, da. Să-l omori, să-l vânezi. Cum era ăla imens? Nu vezi ca coarnele, dar ăla cu patru... A, uite-mă, pe acolo sunt, cred, nu? Sunt de mare și ăsta. Ăsta nu e așa bătrân. Totuși are ceva. Să-i crească coarnele alea, că nu le pierde. Sunt coarne permanente. Le-a dat ăștia cu tot cu pahar. Pe aici se și spune să le dai mâncare numai de la automate, nu altceva. Pâine și resturi alimentare. Că le dăunează. Hai, ne vedem mai încolo, trebuie să mai mă țină bateria asta. De la frig. Ăștia clubul băieților, vestele, uite aici. Ăla le are chiar prea mari. Deja încep să intre în ochi. Ia uite ce piept are, ce... Vezi ce păr are pe piept, așa? Câta barbă are. Cel mai e în vârstă. Roade zlaf sunt băieți. Ce să faci pe zăpada asta? Toată ziua roz zlaf. Seara adorme și a doua zi e drosat. Mai văd niște căprioare acolo. Vai, dar ce vânticel! Da, cum te ia așa la osișoare! Nu mai da gogule că mă stropești pe geac. Mă stropești pe guler. Iată ce guler, man! Iată ce guler, man! Chiar mă ține asta de... Dacă n-ar fi fost frig, mi-era prea cald. Nu, gogule? Ia uite, inepții scoatem. Uite că asta vine. Căprița asta vine.
uite. Ia uite. Ce foame, botico? Ce foame? Ce te scârți? Mi-a zis ce ceva. Dar zici că scârți eu, așa se aude, parcă era să ducea sunetul la mine în piept. Fomică? E stabic, fomică? Vezi, mă, când zice aia, ochi de căprioară, iată ce ochi are, vezi? Sunt învățate. Să mănânce din mână sau în alta. Adică nu să-ți mănânce ție din mâna ta bucăți. Să mănânce mâncare din mână, dacă... N-ai cum să o mânghii pe bot, te umple de bale. Ce are? E ciufulit, e? Da, ciufulit și prinde paie. Uite, l-a lăsat apa acolo să se prelingă, nu? Păi da, ca să nu înghească. Să nu înghească? Să nu înghească. Păi da, dar curge așa, nu stop. Îmi place, deci niciodată când am fost, de când am venit în parcul ăsta și mai e ceva mai acolo, sunt și mistrezii, nu? Niciodată n-am fost așa pustiu. Niciodată. Bine, na, acum e și prima luni de după Blue Monday. E tata zi. Nu, nu, mă nu că hanuta mea. Hai, poate ne vedem de la mistrezi. Că de obicei pe aici nici nu prea coboram, fiindcă era noroaie mai încolo. Se termina cu asfaltul și de la colț, de acolo, 50 de metri mai încolo, începeau noroaiele. Poate vedem mistreți. Și am ajuns și la forții mistreți, unde nu prea coborâm de obicei. La aștia până și pancarta e ca la porci, și vorba aia. Mâncare nu mai zic, tot ca la porci. Pâine, cu semințe întreagă, varză de bursel. Și în sfârșit văd și primul mistrețel. Ce faci, măi, porcule? Ia. Porcușorule. A, dă, să arunc și asta de la Napolitano, dacă tot e costă de Dumnezeu. Singurul porcușor care e până la genunchi în mâncare. Chifle în toate, dar el... Din toată mâncarea asta, el s-a găsit să bea apă. Nu știu de unde vine izvorul ăsta. Cred că e apa care curge non-stop la cerbi acolo, nu? Deși n-avea debitul ăsta. Și uite, se duce aici. Și nu trece mai departe. Prea mult. Ce vrei să faci, Gogule? Să dai cu aia în apă? Vezi că te stropești. Da, se topește după de. Curge canalizarea acolo? De fapt, cumva nu. Dar nu la astea mustă și de apă aici. Cred că sunt grași de acolo. Scârți, e zăpada, au sută. Ce da, ce e deja bătutorit asta aici. Cred că a fost lume în weekend și au călcat. Sus-scroafa, a? Dar sus-scroafa e porc, sus-scroafa. Nu e porc mistreț. Dar dacă știa e denumirea în latină, sus-scroafa? Nu, mă, porcul normal e sus-scroafa, știi? Porcul... Scria la noi la școală. Wild Schwein. Păi da, la sus-scroafa. Sogetire. Din ordinul mamifere, mamalia. Mamelia, auzi. Mamelia. Familia Suidae. Porc, Schwein. Suine. A, uite cum îi cheamă. Suide. În latină. Da, cum se numește? Uberlofer, Frischlinge. În primul an, în primii doi ani,
Oberläufer, Bachen, Strafa și Kyler. Hai să vedem că probabil sunt aici, că am văzut că mai erau câțiva care se uitau la ei. Bă, n-o fi din toți porcii câți erau, doar unul. Parcă mai văd un contur. Doi de tot. Doi sunteți, bă, de tot. Prezenți aici. Acolo, la brad. Doi sunt acolo înăuntru sau trei chiar? E unul înăuntru. Eu unde mă că văd capul la unul așa și... Doi sunt acolo. Eu văd trei. Acolo culcați? De. Unul cu capul încoace și unul e ăsta care... Și unul între ei, dacă te uiți tu bine. Pare vede că e contrastul ăsta nici cu ochiul, vezi, cu camera cu atât mai puțin. Dar uite, camera bagă un contrast. Mai smeche așa. Se vede ceva acolo. Și încheiem filmarea, stimați telespectatori. Cu plimbarea noastră prin părculeț. De unii singuri. Se pare că zăpada asta nu o să mai țină mult. Până data viitoare, vă urăm foarte multă la revedere. Pam, pam! Care data viitoare a venit mai devreme? Traduceți-vă voi indicatorul ăsta. Zice așa: Während der Heusaison ist Sex im hohen Gras verboten, Lebensgefahr. Adică în timpul sezonului de strâns fânul, sexul în iarba înaltă este interzis, pericol de moarte. Păi te calcă combina. Cică, de ce, mă? Păi eu nu puteam să am pericolul de moarte. Dacă tu ești iarba înaltă, ăla de o să te vadă. Și dacă tot am ajuns la turnul ăsta... Uite, vezi că au dat cu clorul asta și pe trotuar. Strada e mult mai curată. Merge să vedem o panoramă de sus. Uite, bou moscat aici, bă, dar zici că e în aceeași poziție de cum l-am lăsat în toamnă. Nu e închis, e deschis. Păi știu eu, scările înghețate, alunecoase, dar n-are cum, că au... materialul ăsta e făcut cu dinți. Nu prea ai cum să aluneci aici. Haide, mă, pisi și tu. Cum, mă, nu, nu. Da, da, vino încoa. Etajul 1 sau deja 2. Nici nu mai știu. Ia cum se vede, ha? Mecherie, nu? Parcă că deja e etajul 3. Se vede până jos prin scări așa. Zici că mergi prin sită. Sau zici că e o pânză de pânză, vorba mea. Ce gaură a făcut. Uite și vacile alea cu cocoașe, vezi? Și ăsta, bă, ăsta mă scade aici. Care și asta vară zici că tot în poziția aia stătea. În rest... o panoramă mișto. Au pus și steaua de Crăciun aici. Că nu era. Da, a prins-o cu șoricei, nu?
E legată cu șoricei? A, nu, e prinsă și cu... cu șoricei, e doar cablul ăsta. E prinsă cu șurubi, cu alea, tot ce vrei. Digi-bobo, tot ce vrei. Soarele în depărtare. Dă-i o centrale cu bulgărele, numai că da? O centrale. Restaurantul la hotelul ăsta care e aici, la ultimul etaj, se învârte 360 de grade. Dar că nu prea l-am văzut funcționând. Toate mașinile din parcare, 60-70% erau ale hotelului. Și noi ne-am plimbat. O cruce? A, nu văd nicio cruce de pe aici. Uite-te mă, de o cruce. Deci noi am venit, am lăsat mașina acolo, spate la clădirea asta, unde e și restaurant. Nu se vede mașina noastră. Pe care am venit și ne-am plimbat pe aici. Pe acolo. Prin pădure am coborât, prin spate pe undeva și după aia pe aici pe undeva am venit, pe lângă hotel. Și am ajuns aici la turnul. Uite bizonii după garda acolo. Oile și toate cele. Pe unde ne-am plimbat. Alpacalele. Așa? Da, da mă, trebuia să vedem turnul ăla de televiziune, cel mai simplu, uite, turnul de televiziune e acolo. Îl văd. Și noi intrăm pe acolo și coborâm cumva. Nu, în dreapta, undeva trebuie să fie. După cum văd turnul. Pe acolo, pe undeva jos, după deal. E după deal acolo, pisii, de aia nu se vede, în partea aia. Acolo venim la saună, frecvent. Mai mult ca sigur e în parte. Victor, tu ziceai că e și un lac pe aici, a? Da, cred că ăla e, nu știu. E nu. Acolo, vezi? Nu, nu, nu cred că e lac. Că noi pe acolo cu vorum, venim cu mașina așa. Și tu lacul îmi ziceai că e undeva pe lângă saunul ăsta, ar vrea tot după dealul ăsta să fie undeva. Albul ăsta nu o să mai dureze mult, dar arată bine acum. Până data viitoare, încă o dată vă mai zicem multă la revedere! Dar stați așa până la ultima la revedere, încă mai e! Că a rămas puțin pe food aici, baterie. Ce faceți, mă? Poze de Facebook, a? Am venit să vedem un lac într-un parc de bazalt. Mersi, gogule. Cum scârție zăpada? Cam povești. Mănânc și plâng, plâng și mănânc. Uite, lumea păsăricilor în parc, zice aici. Învățați voi păsările acea de pe tabel. Ăștia n-au mă vrăbi. Și pe
altfel, cum dacă cu celălalt? Adică? Mă, ciocănitoare, tot ce vrei. Asta ce n-aveam mai făcea cu el? Uite, vezi cum se vede bazalt ăsta? Ce utilaj mai e și ăsta? Kreiselbrecher. Sfărâmător vă ceva. Și asta ce-o fi? Toaletă? Ce-i mă cu cilindrul ăsta? Nu-mi dau seama. O fi de la vreo... De la vreo nimic. Pur și simplu așa e el. Cred că se poate merge în jurul. Atenție, cad pietre, uite, scrie acolo. Achtung, Steinschlag. Nu-i prea mare lacul ăsta. Format probabil în urma exploatării bazaltului de aici. Ce a făcut ăștia, mă, de aici? Piatră cubică, ce a făcut? Arată dubios așa. Creepy, un lac ascuns aici. Pe lângă care am venit de N și N ori, dar niciodată n-am venit aici. Că aici lângă lac, imediat peste, e sauna unde venim și piscina. Dar niciodată n-am venit la lac aici. Văd niște cercuri așa. A, arunca Victor. Am crezut că văd și eu vreo rață sau ceva. După cercuri ne lăseam. Uite, ăla se joacă cu câinele, îi aruncă frisbee-ul și l-a duce înapoi. E, acum chiar că la revedere. De aici ne ducem pe drumul nostru în viață. Probabil că au terasă vară aici sau ceva, nu știu. Nu, mi se pare oricum un loc mult prea frecventat, chiar și vara. Dar ce stil face zăpada asta aici? Au și locomotivele alea mici cu care cărau piatra. Uite și pe aia lui. De fapt, ia sunt un pic mai aproape de ele. Să încheiem apoteotic de sub locomotivă. Conform proverbului sau... Cum era vorba aia? Ți-am zâmbit de sub tramvai. A, uite ce munceau oamenii. Deci lacul s-a format după aia. Ce zici, bă, au și întrebări și răspunsuri, auzi? Au 180-200 de muncitori erau pe aici. Și Bismarck și proastă e aici, asta de lângă, pe care aș fi venit. S-a muncit aici, bă, băieți, au te scripeți, rămași pe pereți. Diesel locomotive, mit Loren. Loren asta nu știu. Drumul ăsta probabil e de genul pe jurul lacului, care nu face mare. Informațiuni zghevoide. Acolo unde sunt ăștia mei, în spatele lor. Să le mai dai și informații.
asta, dar până acum a fost o zi de iarnă, binecuvântata zi de luni în care nici iarba nu crește, vorba aia. Pentru noi a fost ok.